Salut, prieteni! Bună seara, dragi privitori! Bine v-am regăsit! În această seară voi sta de vorbă cu un consilier local din noua majoritate, majoritatea UDMR de la Târgu Mureș, după ce consilierii locali PNL au fost excluși din partid. Așadar, v-am anunțat deja, domnul Mauger Yelod este alături de mine, în fața dumneavoastră. Așteptăm întrebările, unele deja au venit. Bună seara, domnule Mauger! Bună seara, domnule venit. Georgea! Bine v-am găsit! E o situație interesantă în Consiliul Local în momentul acesta la Târgu Mureș și cred că avem multe de discutat. În primul rând, aș porni de aici o nouă majoritate sau din nou UDMR, dacă luăm de bun ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în PNL, UDMR are majoritatea. UDMR face jocurile, chiar așa e? Da, nu putem spune că e așa. Într-adevăr, s-a întâmplat o întâmplare hazdie, așa mi se pare. A fost o întâmplare interesantă, ne-a șocat pe toți. Ei, chiar v-a șocat? Păi, pe undeva ne-a șocat, pentru că știți foarte bine că la nivel național, de o zi s-a votat nou buget național și țineam ca să ducem munca asta mai departe. În guvern, da. În guvern, da. În guvern. Liberalii nu sunt partea guvernului UDMR-ul. Păi nu sunt, acolo și au fost chemați liderii UDMR și din teritoriu pentru a se stabili în guvern bugetul, dar liberalii pe nu i-a întrebat nimeni. Pot să spun că pe plan local, deși există o înțelegere de colaborare cu PSD-ul, totuși era o grupare politică pe care puteam să contăm. Și mai mult de atât, pe plan local, fiecare formațiune politică trebuie să întrească pentru a ajuta administrația publică ca să meargă mai bine spre viitor. Și atunci schimbă în vreun fel datele problemei decizia liberalilor deocamdată de a exclude din partid cei 5 consilieri locali sau pentru dumneavoastră e același lucru? Eu nu cred că schimbă prea mult, chiar jocuri, dacă putem să numim așa, deoarece noi am fost pregătiți pentru acest buget încă de anul trecut. Am identificat direcții unde trebuiau încă suplimentați banii, unde puteam să renunțăm și... Și va trece fără probleme? Depinde acum, depinde de multe. Adică? Trebuie să ne mai consultăm și cu Consiliul Județean, deci în cadrul DMR-ului și o să punem totul la punct, să funcționeze. Bun, dar intenția noastră este ca să fie un buget bun și normal. Până la acel vot pe marginea proiectului de buget, vreau să vă întreb, dar nominalizarea doamnei Benede ca potențial candidat la fotoliul de primar anul viitor din partea liberalilor schimbă datele problemei? Nu cred, nu cred. Asta depinde în mare măsură de doamna profesor, dacă chiar acceptă postul. Dar până atunci, colaborarea cu PSD, colaborarea cu executivul actual de la Târgu Mureș? Noi am avut o colaborare fructuoasă și chiar prietenoasă, amicală cu fiecare formațiune politică, să știți. Deși unii au spus că ne întoarcem spate la unii, dar nu este așa. Cei din PSD au afirmat săptămâna trecută că plecarea sau scoaterea liberalilor, foștilor pedeliști din schemă, nu face decât să vă dea dumneavoastră UDMR-iștilor apă la moară. Să puteți hotărâ fără mari ocolișuri sau perturbări, așa cum doriți. E asta ușor pentru fracțiunea dumneavoastră în condițiile în care sunt mulți care au intrat și pe agenda de Mureș și a scris când UDMR va face un gest asemănător să-i excludă pe cei care colaborează cu executivul. Domnul Giurgea, matematic așa este. Deci, conform legii, orice partid are voie să revoace, să renumească, să schimbe consilieri locali. Dar noi vrem să fie un echilibru politic în oraș. Pentru că, știți foarte bine, sunt atâtea acuze aduse Consiliului Local, în primul rând, și nouă, care, pe bună parte, sunt justificate și nejustificate. Și atunci, vă așteptați din partea UDMR-ului la un gest similar celor din PNL? Sau în UDMR lucrurile merg până la capăt? Adică pentru 4 ani ai fost mandatat, 4 ani rămâi, pentru că UDMR nu e partid și din Uniune nu mă poți exclude. Deci, așa scrie statutul UDMR.
asta depinde de multe. Și noi avem superiori care decidă, așa să zic, de soarta noastră. Da, dar statutul Uniunii, fiind o uniune culturală, spune că nu pot fi excluși oamenii. Este Consiliul Teritorial Permanent care poate să ia măsura asta în orice moment. Și dacă suntem oameni normali, ne supunem. Dar eu nu cred că orice sau, e om care greșește voit, mai greșim pentru că și noi suntem stagiari cum ar veni ca și consilier și încercăm să ne fructificăm ceea ce știm. Rămân un pic încă în zona aceasta politică, da. Și vreau să-mi spuneți cum e, pentru că ați pomenit de superior, cum e relația UDMR Târgu Mureș, da. Consiliul local, respectiv, da. Reprezentanții UDMR Târgu Mureș din Consiliul Local, da. Și relația dumneavoastră a consilierilor locali cu cei de la județ. Ați fost criticați, spre exemplu, de udemeriști din afara Târgu Mureșului. Păi, nu v-am auzit niciodată pe consilierii UDMR de la Târgu Mureș să mergeți să criticați Sovata sau să criticați la Bălăușeri sau la Cățari activitatea de acolo. Vi se pare normal? N-am avut o discuție de la acea scrisoare până acum. Eu consider că orice critică este constructivă. Ne trezește la anumite lucruri. În momentul de față, de 2 ani de zile, noi conlucrăm foarte bine cu Consiliul Județean, adică cu Consiliul Județean UDMR. Și pot să spun că este o relație bună de colaborare. Bineînțeles că mai apar tensiuni, că fiecare are opinia lui. Deci e normal. Dar asta nu înseamnă că avem conflicte, așa cum s-ar spune, la cuțite, din motive căruia ar trebui să fim înlăturați de pe posturile noastre de consilieri. Totuși trebuie luat seama că suntem aleși de către 36 de mii de locuitori a Târgu Mureșului și cred că putem merge înainte în toate. De obicei discutăm toate proiectele și în viitor. Mie ce-mi pare rău că dintr-un mandat de 4 ani la nici aproape 2 ani începe campania electorală, pot spune. Care îngreunează. Spune că, de fapt, campania electorală începe imediat după ce s-au terminat alegerile. Așa este, așa este. Dar ca să înfăptuim niște proiecte, trebuie să ne ținem de mână și să fim cu toții de acord. Dar în campanie, credeți, din păcate... Credeți că este posibil asta la Târgu Mureș? Vorbeam astăzi cu cineva și spune, uită-te, Cluj-Napoca, Oradea, acolo nu au majorități și nu e nici primarul... foarte bun, să spun așa, nu e nici consiliul foarte bun, dar s-au pus toți la masă și a ieșit un proiect foarte bun și pentru Oradea și pentru Cluj-Napoca. Da. La Târgu Mureș vrea cineva să arate că e mai bun decât celălalt? De ce nu se poate face eu o colaborare? Eu nu cred. Sau e altceva cu acest oraș? Eu cred că, da, orașul Târgu Mureș, dacă te uiți din exterior, vezi un oraș foarte interesant. Din punct de vedere politic, din interior este puțin mai dificil. Dar ceea ce privește proiectele, ne-am cam pus la masă și noi la masa tăcerii și au trecut multe proiecte interesante și principale. Da... Clujul e altceva. Trebuie analizat situația, din ce motive nu se poate realiza sau fructifica ceva. Totuși din eu consider că de vedere, de ce nu se totuși poate? Consider că am ajuns la un moment în care am detensionat situația, așa zis, socială în Târgu Mureș. Deci suntem pe drumul cel bun. Dumneavoastră spuneți că sunteți pe drumul cel bun. Liberalii i-au exclus pe cei 5. Se așteaptă, desigur, poziția cu al cincelea, domnul Pavel Dumitru, că nu se știe, va fi exclus, nu va fi exclus, deși a votat alături de dumneavoastră și de ceilalți consilieri. Dar iată, și chiar scrie Titi Stavarache aici, vă citesc acum, dacă tot suntem la capitolul acuze, ultima acuză pe care v-a adus-o comunitatea maghiară este votul favorabil pentru îndatorarea orașului cu 89 de milioane de lei, respectiv faptul că ați votat construirea parcării subterane din centru. În contra dezacordului unei majorități covârșitoare. Ale cui interese le reprezentați de fapt? Interesele comunității pe care susțineți că o reprezentați sau ale lui Claudiu Maior, spune domnul Stavarache, și legat tot de această întrebare, era înainte de a intra noi în direct, Claudiu Rusu spunea dacă
reparația unui podeț mic peste Pocloș, da. Vă aduceți aminte, parcă pe secere a fost, da. Dacă nu greșesc, da. A durat peste 2 ani. Cam cât estimați, domnule consilier, că va dura construirea unei parcări subterane? Ce alternative pentru decongestionarea traficului aveți în vedere pentru această perioadă de șantier? Deci, pot să spun, votul și alternative. Sunt un om hotărât și un om de acțiune. Deci mie îmi place ce promitem să și realizăm, să facem. Ceea ce privește podulețul peste Pocloș, cred că ar trebui întrebat administrația apelor române. Că dânsii... Colegii de la PSD. Da. Ei au conducerea, da, apelor române acum, undeva, nu la, da, Târgu Mureș. Da, domnul Bratanović este directorul. Deci dânsii răspund pentru Pocloș. Am fost acuzat, știți, că e burien, e iarbă, e mizerie în Pocloș. Dar, din păcate, noi nu putem investi în întreținerea acelui pârâu. Prima întrebare, ceea ce privește că am votat împotriva voinței și așa mai departe, ce pot să spun că este vorba de un credit care nu se va înfăptui, deci nu se va materializa, deoarece a întârziat bugetul național și atunci de ce ați votat? Și Târgu Mureșul este implicat în mai multe proiecte, e de bine de știut. La proiecte unionale, prima cerință este ca să avem un aport personal, adică primărie. Cota de participare, da, confinanțare, da. Și de asta am votat, pentru că dacă s-au demarat aceste proiecte și ca să putem înainta, noi n-am știut exact când se va vota în guvern nou buget, ca să avem posibilitatea de a finanța partea ce ne revine nouă, ca să putem... Deci un pic lămuriți-mă. Deci, da, nu s-a votat bugetul, înseamnă că acel credit nu se va materializa în acest an? Nu e sigur, deci nu e sigur. Pentru că, ba da, deci dacă vom avea bugetul, o să finanțăm, deci anveloparea blocurilor. Deci sunt acolo foarte multe proiecte. Banii aceștia nu s-au luat, deci banii... doar pentru parcare? Nu. Sau nu s-a votat, nu, accesarea creditului, nu, că încă nu pentru s-au luat că banii. Noi ce dorim să accesăm fonduri europene. Păi asta este menirea noastră. Fonduri europene. În măsura în care o să obținem, putem să participăm cu aportul nostru și ca să putem să continuăm, să definitivăm aceste proiecte. Primul pas, dacă nu putem să ne onorăm cu aportul personal al primăriei, nu mai funcționează. Deci era necesar votul acesta, da, pentru era o necesar, eventuală accesare eventual, de credit? Exact. Ca dacă vin, exact, bani de la buget, exact, cofinanțare să existe. Exact. Și am fost cu totul de acord ca să cumpărăm până, pentru că a fost o promisiune, până maxim septembrie 2019, 38 de autobuze. Că știți foarte bine, am demarat și un proiect ceea ce privește transportul urban comun și aceeași treabă a fost. Și ca să putem să facem fază, ne-a venit un aviz negativ de la Ministerul Finanțelor, deoarece eram chiar la maxim plafonului de îndatorare, ca să putem face față. Și restul autobuzelor de 120, acum exact nu pot să vă spun, 113 sau 120, cam atât, vor veni din fonduri europene. Electrice, hibride, pe motor diesel. Bun, deci din acest credit, în 2019, da, până în septembrie, vor fi cumpărate, da, autobuzele. Da. Sigur, 38 de autobuze. 38, atât am preconizat să cumpărăm. Din credit. Din credit, da. Din credit. Dar dacă o să obținem din bani fonduri europene, nu o să ne folosim de credit. Nu va fi folosită linia, absolut, de credit, folosiți, absolut, banii, da, europene. Asta ca și omul își pune deoparte, vrea să-și ia un credit, ia creditul, are banii într-un cont. Autobuzele se pot vedea la suprafață până în septembrie dacă vin. Cu toată speranța. Dumneavoastră. Cu toată speranța. Dar parcarea e cam greu să o scoți la suprafață. Bine. Pentru că e subterană. Stimate domn, asta cu în condițiile din dar, anii... Dar se poate, da, elibera la suprafață tot centrul dacă se face, da, așa parcare. În 2019, dacă vrem să facem, se poate orice face. Claudiu Rusu spune când, în cât timp se poate face o asemenea parcare dacă un podeț a durat 2 ani. Bine, acum domnul, un podeț a făcut o firmă care a licitat o firmă, cred că cu 20 de muncitori în activ, dar dacă se va pune problema licitării acestei lucrări, care nu este o lucrare mică, cred că totuși cei care își vor oferi serviciile sunt niște firme multinaționale care, uitați-vă, de exemplu, un mall se construiește într-un an. Un mall de
știu, 3.000 de metri pătrați. Dar ceea ce privește asta, uite, dacă vedeți în Budapesta, este Biserica Sfântului Ștefan și chiar lângă ea este o parcare subterană. Nu s-a dărâmat nimic, n-a alunecat terenul. Și monument istoric. Monument istoric, exact. Dumneavoastră, ca Târgu Mureșan, considerați centrul Târgu Mureșului că e istoric acolo unde ar urma să se construiască parcarea? Putem vorbi de acea zonă? Din punct de vedere a timpului este istoric. Acum, după cunoștințele mele, că tot își place și istoria și am mai citit și totuși am trăit aici câțiva ani, era piața acum 100 de ani. Bun, dar strică această parcare piața? Piața nu. Deci toată lumea știe că a fost My City, un plan câștigat de niște foști studenți de la Facultatea Sapienția, care a făcut un proiect foarte frumos. Chiar din potrivă, noi vom îmbogăți suprafața cu fântâna lui Bodor Peter. O copie sau originalul? O copie. Avem și toate proiectele desenate, bineînțeles, la dimensiune mai mică. Nu de dimensiunea unui chioșc, la dimensiunea 2-3 din... Domnule consilier, îmi cer un pic scuze, o să vă rog să mă ascultați. Atâtea comentarii câte au curs în aceste minute cât am vorbit noi, încă nu am văzut și o să vreau să le citesc pe toate cele care sunt până acum, dacă reușim să le ținem minte. Vă rog, dacă colaborați cu Consiliul Județean, spune Ieno Balaș, să le transmiteți că așteptăm relansarea aeroportului, spune domnia sa. Vrea mai mult decât este aeroportul în momentul de față. Tot domnia lui transmite lui Titi Stavarache: domnule Titi, nu vreți să vedeți orașul că se dezvoltă? Felicitări pentru vot, domnule consilier. Ianoș Voido: nu mai criticați UDMR, măi oameni buni, domnul Elod și UDMR-ul știe ce face. Ieno Balaș revine: Târgu Mureș merită o parcare, merită dezvoltarea asta. Apropo de cei care spun că majoritatea e împotrivă, și dumneavoastră ați preluat oarecum ideea și vreau să-mi spuneți de ce credeți că majoritatea târgu mureșenilor nu ar vrea parcarea aceasta sub centru. Mai bine să-i ajutăm. Ivo Ioeva spune: felicitări pentru votul dat de UDMR în Consiliu. În sfârșit se mișcă lucrurile în oraș. Acuze au fost, sunt și vor mai fi, dar ne bucurăm că mai sunt și consilieri care vor dezvoltarea orașului. Cismadi RGB: bună seara, domnule Giurgea, întrebare pentru invitatul dumneavoastră: cum vede Târgu Mureșul și care ar fi prioritățile în condițiile în care este aproape posibil să hotărească singuri în Consiliul Local și cum explică dânsul votul său pentru acea sumă enormă, maximul prevăzut de lege? Și ultima întrebare, în comparație cu celelalte județe, nu crede dânsul că suntem în urmă cu minimum 2 mandate? Cum vedeți o administrație fără Florea și Maior? Constructivă, benefică, de viitor? Aici e dificil să răspundeți. Ișvan Sas: îmi place să văd că unii consilieri mai votează și pentru viitorul nostru al mureșenilor. Felicitări, domnule Elod și UDMR. Eu zic că această parcare va fi superbă pentru oraș. La câte mașini sunt? Nicolazlo: bine ați făcut că ați votat. Felicitări, nu-i luați în seamă pe cei care doar critică. Blanca Sas: un proiect util și eficient în folosul comunității. Parcarea asta va rezolva multe dintre probleme. Vă felicit. Ișvan Sos în ungurește: Nogion Io, că foarte bine. Cizma DRGB: revine. Pe cum se poate exprima dacă a fost necesar când au primit în mapă înainte cu 5 minute punct aflat în regim de urgență? Apropo de votul acesta în regim de urgență, cine reușește să studieze un material în 5-10 minute? Lucaci Zolt: parcarea e un proiect absolut necesar în oraș. Așteptăm să vedem și alte proiecte. Bravo, domnilor consilieri UDMR, pentru vot. Orașul are nevoie de așa consilier care să fie pentru cetățean. Și revine Ianuș Voido: bravo pentru parcarea din centrul orașului. Așa trebuie. Ciuda e mare pentru cei care sunt împotriva proiectelor. Mogăriur, mergeți înainte tot așa, nu vă luați după cârcotaș. Nicolazlo: o să se zgârie pe ochi toți ăia de comentează când e gata parcarea. Zsigmond Dimolo: bine ați făcut că le-ați votat, felicitări. Și Iboeva răspunde pentru Nicolazlo: de ce să ne zgâriem, doamne Enico, că o să avem un oraș demn de standarde europene? Haide să nu mai fim așa cârcotași.
Spuneți-mi în primul rând urgența aceasta, că mulți au comentat că n-ar fi trebuit să fie votată în regim de urgență. Încep de la bun început, era vorba de colegul meu, Petre Andraș, vis-a-vis de aeroport. Deci aeroportul este în continuă dezvoltare, trebuie foarte bine analizat situația din ce motive a fost închis aeroportul, s-a redeschis, este o concurență acerbă pe piața aeronautică de transport aeronautic și deja chiar și în Occident sunt probleme. Și eu consider că domnul Petre Andraș este unul dintre cei mai competenți, cei mai deștepți manageri la ora actuală, ceea ce avem noi în acest județ. Revenind la urgență. Da. De ce credeți că a fost necesară explicațiile celor care ne privesc? De ce a trebuit introdus în regim de urgență? Ați făcut o mică explicație acum vreo 4 minute. Eu pornesc din Japonia. Deci pe un spațiu mic, construcțiile cum s-au putut face? Italia. Nu, adoptarea proiectului în regim de urgență, cel cu creditul. De ce n-a fost introdus în ședință ordinară? Deci vă spun. Înainte, premergător ședinței de Consiliu, a fost o comisie de 8 persoane, cred, în care am participat 3 consilieri de la UDMR, au fost viceprimarii, încă 2 consilieri de la PSD, parcă PNL, și domnul director de la Direcția Tehnică, de la ADP, Administrația Domeniului Public, și a fost un domn fost funcționar în Ministerul de Finanțe, care ne-a îndrumat și ne-a explicat tot ce putem să facem ca să obținem bani. Și dânsul a fost care ne-a ajutat, adică a ajutat orașul, eu nu eram un mandat, cu tot ce ținea de Ministerul de Finanțe. La 3 sau 4 zile am primit acel aviz negativ de către Ministerul Finanțelor că nu ne pot finanța ceea ce privește achiziționarea autobuzelor. Și de acolo a pornit totul. A pornit resetarea, să zic așa. Deci regândirea, totul e în regim de urgență pentru autobuze, pentru oraș. Iar lângă el e tras parcarea și alte proiecte. Aveam aceste proiecte. Anvelopările de blocuri. Da. Autobuzele, achiziționarea de autobuze. Plus această parcare subterană care a născut atâtea divergențe. Dar credeți că majoritatea Târgu Mureșenilor sunt împotrivă? Iată, consilierul dumneavoastră de la Pol, Tatar Lehel, spune: doriți să avem arbori în centrul orașului? Un arbore de dimensiuni medii are nevoie de pământ adânc de circa 4-5 metri, bănuiesc. Bine, asta. Dacă se va construi... Colegul care am văzut în multe orașe europene pentru că copaci deasupra parcării. Mie chiar îmi place urbanismul și proiectele de construcții. Construcțiile am construit foarte mult. Chiar am și fost enumerat că sunt un constructor și cine mă știe mă cunoaște ca și un constructor mai mult. Dar spun la domnul Tatar Leher că dacă se duce în Statele Unite sau Olanda nu, pentru că acolo este apa fluvială la nivel mai înalt. În Statele Unite putem spune că jumătate din oraș este sub pământ. Se și numește underground, nu? Și sunt copaci. Pentru că nu o să punem aici plopi în centrul orașului. Vom pune copaci și arbusturi care sunt ornamentali. Nu o să mai aducem arbori de 60 de metri. Că nu o să facem nici plajă, nici loc de agrement unde stăm la umbră. O să fie umbră. Și acum se vede în oraș, chiar în centrul orașului, sunt, dacă nu greșesc, vișini sălbatici sau cireș sălbatic. Sunt foarte frumoși. Și... deci nu trebuie neapărat și dânsul mă miră, știți ce mă miră la dânsul? Pentru că a fost cu mine, membru în acea comisie care ne-am dat acordul la My City, la acel proiect My City. Și el a fost de acord. Deci a votat pentru proiectul care vizează remodelarea centrului. Absolut. Și acolo era văzut unde este prevăzut cu băncuțe, unde este prevăzut cu copaci, unde este spațiu verde. Deci
se poate vedea. Îi răspunde și președintele dumneavoastră executiv de la UDMR Târgu Mureș, îi spune apropo de parcarea din spatele teatrului, pentru că o mare parte a terenului de acolo este proprietate privată. Da, da, este proprietate privată și chiar azi dimineață eu trec zilnic pe acolo călărașilor, iau la dreapta în spatele teatrului, venind dinspre Cocoșul de Aur, îmi închipui numai cum ar arăta acolo o monstruozitate, un stabiliment monstruos. Deci cam de minim mărimea, adică înălțimea Teatrului Național. Gândiți-vă ce impact vizual este acel monstru, clădire monstruoasă, unde ai face o parcare. E totdeauna strâng și acasă. Dacă mi se în bucătărie la mine, am totul pus. Ori în cabinetul stomatologic, nu îmi pun ustensilele, aparatura pe pereți și așa mai departe. Cu cât avem spațiu mai mult în jurul nostru, cu atât avem mai mult oxigen. E clar. În spatele teatrului, o parcare subterană e imposibil? Nu, supra. Nu, întreb, subteran e subterană imposibil? Subterană cu nimic mai imposibil decât în centru, dar cu aceeași efecte. Domnul Tatar Lehel vă dă replica și spune că proiectul câștigător de la My City spune clar că parcarea subterană nu este oportună. Da, din punctul lui de vedere. Nu era vorba de parcarea subterană. Acolo era un proiect făcut. Nu este, e părerea dânsului. Bun, revin la parcarea din spatele teatrului. Credeți că subteran acolo nu s-ar putea face ceva? Păi, eu cred nu se excludă parcarea din centru. Eu m-am declarat din punct de vedere a circulației. Aridei, după ce am văzut Budapesta, Viena, am văzut în orașele spaniole, am văzut Italia, toți au parcări subterane și au monumente istorice adevărate la suprafață. Da, pe asta iar noi, că de ce v-am întrebat istoric? Ne legăm de niște lucruri, monumente istorice. Acum chiar în centrul Târgu Mureșului. Și eu ador și îmi place, v-am mai sunt repetat istoria, istorice, dar eu nu cred că la 4-5 metri în Târgu Mureș, unde acum 100 de ani a fost o piațetă sau piață de animale sau de ce a fost, sunt nu știu ce vestigii istorice. Eu nu cred, greu aș crede. S-ar putea să fie. Dacă sunt, se poate soluționa, putem să conservăm, că și în alte orașe chiar... mare se găsește vestigii și se conservă acolo. Nu avem nicio treabă. Doamna Cizma Dierșeved revine și spune nu am înțeles nimic din declarația dânsului, adică s-au văzut înainte de ședință și au căzut de acord cu îndatorarea orașului la maxim pentru anvelopări, mansarde și parcă. Da, a fost o discuție, sigur, că dar noi ne... Unde noi e bugetul noi? Târgu Mureșului pentru chestiile astea? De ce avem nevoie de acel credit pentru parcări care în 2 ani se vor degrada și pentru parcuri? Care se vor degrada în condițiile în care vom plăti, poate, ne spune dânsul, câți ani vom plăti dacă a avut timp și minute respective să se documenteze. Parcurs se degradează? Păi, eu citesc ce spun privitorii noștri. Dar la ce parcuri se referă dânsa? La parcuri de joacă? Sunt și parcuri prevăzute în proiect pentru parcuri, din aceste credite? Păi trebuie să le punem la punct, că se degradează enorm, depinde de noi, de atitudinea noastră, dacă vandalizăm și îi întreținem. Datoria noastră că este ca să înfrumusețem orașul. Că cine ce creangă rupe sau ce copac distruge, e o altă chestie. E normal ca prezența dumneavoastră și a oricărui om politic să nască și întrebări deranjate. Nu sunteți om politic? Nu mă consider, mai mult de administrație. Costel Popescu de 2 ori a pus întrebarea și trebuie să o citesc oricum. Da. Spune așa, este adevărat că ați ocupat ilegal trotuarul din fața cabinetului dumneavoastră? Nici vorbă, domnule, nici vorbă. Nici vorbă. Puteți să verificați. Da, într-adevăr, se vehiculează că e parcare, am nici vorbă. Și atunci? Dar cum? Pe cine deranjați? Da, e pe nimeni. Nici vorbă. Am un cabinet foarte frumos, un laborator, 16 angajați din 1995. Am două firme, Maie Limpex și Dental Centrum. Ei. Da, care este problema? Am zis că fără reclamă. Mă gândeam, dar scuze. Putem. Nu, liniște, puteți spune scuze. Că la noi nu e problema aceasta. Și atunci, sunt un om respectat, respect lumea, am ajutat. De asta am venit în consiliu local, pentru că am făcut foarte multe pentru oameni. Și se poate vizita locul, cum arăta acum 20 de ani și cum arată acum. Ianoș Voida spune așa, lăsați orașul să crească, să se dezvolte, nu vă mai opuneți oameni buni, trebuie să facem pași concreți înainte. Facem pași înainte și cum îi cel facem? Cel mai răg pe domnul Ianuș sau cine mi-a cerut treaba asta cu parcarea? Nu, Ianuș Voida a spus
E de bine, iarăși, vai, dar Costel Popescu spune. De domnul parcare. Costel Popescu foarte ușor poate afla să se ducă la domeniul public și acolo este o hartă a parcărilor. Dacă eu figurez pe o listă, mă bucur. Spuneți-mi cum putem să ducem orașul înainte. Atâta orașul înainte cât, se poate odată primarul duce... spune, n-am avut noroc, n-am avut majoritate, UDMR spune, ar trebui să nu ne punem nici viceprimar, să lăsăm majoritatea executivului să conducă, să putem în campanie electorală să ieșim la atac. Alții spun că orașul ăsta e împărțit în două, unguri și români, și împărțim străzile și statuile. Sunt români și unguri și... Dușmanii sunt și români. Consiliul, domnule consilier, Consiliul Local, primăria, trebuie să facă ceva pentru ca orașul să se dezvolte, nu? Trebuie să lucrăm și la calitatea gândirii noastre, calitatea gândirii. Groful Sece ne-a zis că un popor, adică s-a referit la poporul maghiar de pe vremuri, se poate înălța numai și numai prin multă muncă, știință și multă muncă. Și eu consider că așa ar trebui să muncim foarte mult, să fim educați, să ne purtăm civilizați și să avem o gândire pentru 2019, pentru mileniul 3. Și să acceptăm proiectele noi, să le studiem cu mare atenție și după aceea să comentăm. Doamna Cizmadier Jebet insistă. Da. Cât timp și cât vor avea Târgu Mureșenii de plătit. Creditul încă nu a fost luat. Dar pe ce perioadă se întinde rambursarea lui? Dacă știu, mi-e pe 30 de ani. 30 de ani? Da. Și asta e făcut un calcul, fiecare Târgu Mureșan cât ar avea... Asta nu mai știu, Deci asta nu pot să vă răspund la asta. E important cât plătește orașul pentru cei 30 de ani sau e mai important ca acum să avem autobuze și parcări și să plătească cei care vin după? E mai important. E important acum. Eu vă spun cazul meu, cazul meu personal. Am stat în chirie 19 ani, nu-mi e rușine, m-am apucat să construiesc o casă, mi-am dat seama la un moment dat că nu mai pot continua și mi-am luat credit. Credit unde plătesc mai puțin decât plăteam chiria. Și stau în ea. Și o dezvolt în fiecare zi, lună, când pot, când îmi permit. Deocamdată n-am terminat numai interiorul. Și de ce credeți că totuși sunt oameni care nu fac acest lucru ca și dumneavoastră, dar când vine vorba de bugetul orașului și pe zona aceasta politică, au reticențe? Se gândesc că omul politic s-ar putea ori să-i fi mințit, ori să bage mâna în sacul cu bani. Știți cum este? De nou la toată lumea ne-e frică. Ne-a fost frică de tehnologia asta nouă, de lumea asta, IT-ului. Și mie mi-a fost frică, să știți. Și nu mai fac față la copiii mei. Doamna Enică Laslo spune așa, chiar așa, fără ură și dezbinare, totul de pe Facebook, toți de pe Facebook să pună mâna să promoveze orașul, nu să îl denigreze. Și au fost câteva proiecte pozitive. Nu înțeleg lumea pentru că nu dă niciun semnal că e pozitiv. Nu eu am crezut că e un proiect pozitiv cel promovat de Gheorghe Voido, colegul dumneavoastră, cu performanța artistică. Și a fost vineri directorul Teatrului Național, domnul Gașpari, care desfințează această hotărâre, spune că încalcă până la urmă chiar drepturile pentru care ne-am bătut în 1989, libertățile pe care le-am câștigat atunci și că nu, pe el nu l-a întrebat nimeni, iar teatrul nu va trimite omul în acea comisie. Domnul Gașpari este un hiperartist, dânsul vede sau privește din punctul lui de vedere, ca și director al unei instituții de artă, și că nu a fost întrebat, nu cred că s-a ezitat să fie întrebat, deci asta a fost gândirea lui domnul consilier Voida. Totuși eu îl consider atât de intelectual și deștept încât poate să inițieze el de unul singur un proiect. Domnia sa spune că va cere prefecturii să notifice și va contesta chiar și în instanță. Eu cred că găseam o formă la care îi plăcea și domnului Gașparic. Bine, dânsul cred că a gândit mai departe de ceea ce s-ar fi făcut. Dânsul cu punctul de vedere, ce să spun. Noi, cred că domnul Voida Giuri, chiar aici, la
nu l-a contactat, conta pe ajutorul dânsului, ca în acea comisie de adjudecare a locurilor de desfășurare acestor activități, să zic așa, să delege și dânsul 2-3 artiști sau nu știu pe cine exact din cadrul Teatrului Național. Nu, era o problemă mare. Chiar aici este problema, că totdeauna ne împotmolim pentru cineva în proiectele noastre, din cauza câtorva sau unora. Bun, aș putea să spun multe, multe exemple. Dar ce îi spuneți domnului Gașpari, care consideră că sunt încălcate drepturile? Drepturile care drepturi? Artiștilor, în primul rând, că trebuie să vină în fața unei comisii care să le dea voie, în condițiile în care până la această hotărâre de Consiliul Local nu era nicio lege care să interzică unui artist să performeze domnul în spațiul nu public. Cred că vroia iar să... pe zona centrală, spune tot domnia sa, nu poți să te manifesti. Dar ce se întâmplă în zona centrală? Ce se întâmplă? E bate vântul sau ce? E, hotărârea spune că n-ai voie la 100 de metri de trecere de pietoni, de și toate astea sunt în centru. Bine, acum i-am mai fost în lume și nu era nicio problemă că indienii veniți cu cimpoiul lor de acolo au cântat nu știu ce melodii indiene. La Hoidu Sobosu, de exemplu, nu este buricul lumii și n-a fost nicio problemă. Chiar nu cred că a fost la 6 metri de trecerea de pieton. A oprit și mașinile, l-a ascultat. Dacă vedem așa, primim așa, parcă e sfârșitul lumii. E Mad Max aici. Jucăm filmul Mad Max. Doamna Cismadier, trebuie să spune așa, 30 de ani pentru anvelopări, parcuri și 4 mansarde de bloc. Bravo, domnule consilier, luați-vă pe banii dumneavoastră, nu pe banii noștri. Da. La Cluj se îndatorează pentru metrou pe 30 de ani, nu parcuri, anvelopări și mansarde. Da. Iar domnul Mircea Prozan spune... Ce facem pentru a atrage investitorii în zona noastră metropolitană? Asta să rețineți întrebarea, pentru că merg mai departe. Titi Savarache spune, preluată din postarea anterioară și nu găsesc postarea domniei sare, Totor Lehal se întreabă. Întrebarea e dacă vrem ca centrul, și să-mi spuneți, atât durează o parcare subterană, întrebarea e dacă vrem ca centrul orașului să fie un șantier uriaș timp de 80 ani. Degrevarea arheologică va dura 4-5 ani în plus la cei 3 prevăzuți în studiul de fezabilitate al parcajului. Păi aceeași treabă cred că au pus-o locuitorii Târgu Mureșului și când domnul fost primar, dr. Bernard Gheorghe, s-a apucat să modernizeze acest oraș. A scos căruțele, piața din centru și s-a apucat să facă Palatul Culturii, unde să meargă oamenii îmbrăcați bine și Palatul Culturii, Palatul Administrativ și câteva clădiri în plus. Deci, cred că și atunci a pus problema asta, dar tot așa putem să ne punem problema la orice construcție. Asta e frumos într-o construcție, să vezi cizme, șantier, colegul dumneavoastră schele. Din PSD, domnul Papuc, spunea că doi nu va ani fi lucrare asta, la dar suprafață. După 2 ani vezi ceva frumos. Dar vă întreb, ca să mă lămuresc, pentru că Sergiu Papuc spunea că nu se va mai decoperta la suprafață, ci s-a căutat o soluție să se lucreze. Da, prin carotare. Se va decoperta, cum să nu se decoperteze? Deci nu mai cum. Pentru că se va și decoperta. Cât de cât, da. Dar nu va dura 9 ani. Nu, 9 ani, domnule, 9 ani de zile. Păi o să fii pensionar atunci, nu. Eu sper că nu cred. Bun. Deci, oricum, toată lumea se chinuie pe această temă. Noi, ce am votat? Este bine de știut. Noi am votat indicatorii tehnico-economici. Pentru că acest proiect în 2009 a fost aprobat. Nu m-a rămas așa în ceață. Da, proiectul în 2009. A fost respins la un moment dat de UDMR. Noi, și acum noi, vă întreb de ce așa, această schimbare de opinie a UDMR-iștilor. Noi, pentru că, de ce? Nu știu să e echipa mai tânără în Consiliu. Da, știți, asta, diferența de opinie, am zis că trebuie să fie constructivă și e constructivă. Mie îmi place. Deci noi discutăm, suntem 10 consilieri, fiecare cu viziunea lui. E unul mai citit, unul mai gospodar, unul mai sportiv, celălalt mai om de ăsta, juridic. Ce să vă spun? Fiecare cum privește. Dar acest proiect a fost demarat încă în 2009, a fost votat. Acum am votat numai reluarea indicatorilor tehnico-economici. Deci știți ce înseamnă? Comparativ cu anul 2009, cât ar costa sau ce criterii ar include
această Bun. Construcție. Haideți la întrebarea domnului Mircea Prozan, după aceea avem și de la domnul Bolog eu și o întrebare, ne urmărește cu atenție. Ce facem pentru a atrage investitorii în zona noastră metropolitană, spune domnul Prozan, care mai are o completare. De asemenea, aș întreba de ce nu putem să avem abonamente de parcare și pentru zona zero, mai ales cei care avem spații comerciale în centru. Vis-a-vis de investitorii străini, cred că toată lumea știe și vede că vis-a-vis de Cluj, noi suntem un oraș închis. Suntem, cum ar veni, geografic limitați de comunele limitrofe. Un investitor străin, dacă vine, primul lucru este să aibă un teren într-un loc unde nu este deranjat, să nu treacă țevi de gaze, cabluri electrice și așa mai departe. A fost ultima oară firma Bosch din Germania, care a contactat comisia din primărie și au cerut 24 de hectare de teren. Chiar, cum am spus, fără electricitate, fără cabluri, fără țevi, și ar fi investit peste 1 miliard de euro și peste 900 de locuri de muncă. Și ar fi exportat zilnic 10 vagoane de aparatură de us casnic. 10 vagoane. Marele avantaj pentru ei era încărcarea, descărcarea feroviară cu un terminal în parcul industrial și în parcul industrial plus autostrada. Deci aveau foarte multe oportunități de transport. Ei sunt momentan în Cluj și au plecat, dacă știu bine, la Iud ori Blaj. Aiud sau Blaj. Nu mai am informații. La Blaj, parcă e plecat Boșu. La Blaj. Deci asta este o problemă foarte, foarte mare la noi. Bun, dar și la asta trebuie găsit o soluție. Da, soluția o zonă metropolitană care nu funcționează. Președintele Consiliului Județean Mureș, colegul dumneavoastră de partid, domnul Peter Ferenc, care spune, dacă nici anul ăsta nu îi dăm drumul, o punem la conservat. Zona metropolitană. Da. Cine e de vină că nu merge această zonă metropolitană? Pentru că unii spun, la fel ca și în cazul parcării, păi UDMR nu vrea, primarii, că sunt mulți primari UDMR. Nu e adevărat, UDMR e normal, că UDMR, că dacă ar fi nu știu cine, atunci ar fi vorba de asociația tătarilor. Eu văd, prima problemă și impediment care ne blochează este problema descentralizării. Că dacă eram descentralizat, dar eu așa simt pe pielea mea că noi ne-am recentralizat, hipercentralizat. Domnul Peter Ferenc, dacă ar putea, cred că de mâine s-ar apuca la niște proiecte foarte mari. Dar până ajunge dânsul ca să facă un pod, are nevoie de 500 de aprobări, care iarăși la nivel înalt, pe când ajunge ca să aprobe un ministru, se schimbă și eu cred că aici este problema. Dar uitați-vă spre cei din vest. Da, Cluj, Napoca, se... Oradea, Timișoara și Arad. Da? Napoca, Timișoara, Oradea, Arad. Da. Ei trec peste aceste probleme. Eu am zis că orașul Târgu Mureș, ce văd eu că aici am locuit, aici am crescut, mi se pare un oraș tampon. Oraș tampon, că învinuim cei care au fost la putere și din UDMR, cei mari, boșii, domnul, știți X cine... X sau Y, ăla n-a avut... Parlamentar, au făcut foarte multe, domnule, foarte multe, așa consider. Fiecare la rândul lui, eu nu cred că dintre cei enumerați, n-am enumerat nume, a fost careva care să lucreze împotriva județului. Eu nu cred, nu cred. Până aici a avut puterea să facă. Domnul... Totdeauna zona vestică Oradea și oamenii și locuitorii erau mai răsăriți, mai... Era o bunăstare, o altă bunăstare acolo. Domnul Bolog Iosef spune așa, vrea să știe dacă ați sprijinit în calitatea pe care o aveți de consilier local un proiect cu asocierea Consiliul Local Aeroportul Transilvania. De ce nu? De ce nu? De atâția ani, de ce nu? De ce nu? Pentru că nu de noi e depindere, de Ițaia sau de cine. Păi scrie acolo, că am fost acuzat și de asta, scrie aeroportul Transilvania Târgu Mureș. Târgu Mureșul e pus acolo de simbolic. Deci noi ca și Consiliul Local
Nu prea avem oficial legătură cu acest aeroport. Nu avem pe nimeni membru în Consiliu Director. Asta ar însemna că va trebui să fim și noi invitați ca să fim participanți la conducerea aeroportului. Deci n-am investit. Cum se poate face din punctul dumneavoastră de vedere acest lucru? Trebuie Consiliul Județean să ofere deschiderea sau trebuie să meargă municipiul înspre Consiliul Județean și să spună vreau eu să investesc înainte să fiți dumneavoastră Consiliul Județean și-a făcut treaba, pentru că totuși în jumătate de an, tot datorită Consiliului Județean, a fost și atunci, niște dumneavoastră, bani Consiliul Local? Alocați. Consiliul Local, nu știu dacă de dânsii depinde ca să participăm și noi cu o cotă parte la dezvoltarea aeroportului. Nu știu. Legal. Altă întrebare de la doamna Cezma Diergebet. Domnule consilier, întrebare, veți vota gratuitatea la Târgu Mureș pentru transportul local? Asta înseamnă 6 milioane de euro pentru firma Siletina, în paranteză Maior. Este cumva adevărat că aveți afaceri cu el în Ivănești? Ivănești? Da. Vă referiți la lacul, așa zis, lăcușorul de pește? Scuze că am început să urlu. Stimată doamnă, am fost legat de acest lac, am și apărut pe site-uri de așa. N-am nicio legătură, în afară că am fost de două ori la pescuit, la acel lăcușor. Proprietarul, dacă vă interesează în privat, vă spun, nu este nici domnul Claudiu Maior, nici nu știu cine s-a mai spus acolo, nici chiar eu. Și dacă s-a pomenit că este o afacere piscicolă, afacere piscicolă se poate vorbi la câmpul cetății. Deci este un loc de agrement de 17 ari de apă, un lăcușor cu apă. În afară de aia, ce vă pot spune? N-am nicio afacere cu dânsii vis-a-vis de transportul local. Eu am demarat și hotărârea aparține mie. Ce, cu gratuitatea pentru cu toată gratuitatea lumea? Pentru de că... ce? De ce? Chiar bine că v-am prins. De ce gratuit de ce? La pentru Târgu că de 2 ani nu aud altceva, că se fură, că Siletina, că domnul Maior, că vecinii, că mătușa domnului și așa mai departe, fură și șoferii și toți și domnul, toată, toată lumea fură. Dar nu știu de unde, că nu sunt bani, că tot se fură. Și am zis, domnule, dacă asta din martie, cam din martie anul trecut am studiat, am și cerut un raport de activitate și de cheltuieli de la transport local, de la directorul transportului local, domnul Tatarbela, care este prezentat tot ce au cheltuit. Am fost odată jos la domnul director, în birou, și chiar a venit poliția cu bilete false. Deci pot să vă spun că biletele false arătau mai bine decât biletele autentice ce dădea Siletina, transportul local. Și atunci am pus problema asta. Ce ar fi dacă din același buget ce am cheltuit anul trecut, deci 27 de milioane, ia să testăm. Să facem gratuitate, nu va mai avea atâția controlori, putem controla consumul de combustibil, nu ne mai trebuie să taxatori, o să fie o transparență mai bună, nu se vor revinde, pentru că după calcule o treime din bilete s-au revândut. Știți foarte bine chestia că se dau înapoi la șofer și așa mai departe. Și a zis că putem pune o pedală, adică piciorul pe pedala de frână. Bun, dar tot ar rămâne transport contra cost pentru cei care nu sunt în Târgu Mureș. Da, pentru că nu putem facilita și pentru... Controlor tot va trebui să existe atunci. Da, dar o să fie, nu o să fie 28 de control, o să fie 12. Și o să fie un, un card care șoferul la urcare poate să spicăie ori nu spicăie. Poate să controleze chiar șoferul. Eu zic că trebuie să ridicăm puțin salariile șoferilor, deoarece au salarii mici. Momentan avem nevoie de minim, de urgență, de minim 50 de șoferi. Și încet, încet, eu zic că o să avem un transport local civilizat. Mai ales dacă o să cumpărăm câteva autobuze, în plus,
dacă o să avem și cele noi. Cu continuarea asocierii cu și Slatina plus sau dacă, fără? Cum? Cu continuarea deci, asocierii este bine după de ce vin asocierea, autobuzele sau de când? Această asociere vroia încă anul trecut, în primăvară, în mai, ca să renunțe, dacă e vorba de domnul Maior, care este legat non-stop de mine. Era, sunteți singur aici. Da, mi-e prieten, mi-e prieten de 25 de ani, deci asta nu înseamnă că... Înțelegeți. Unde am vrut să ajung? Scuze că... La asocierea cu Siletina. Da, asocierea. Vrut de deci anul au vrut să întrerupă încă în mai, anul trecut, această asociere, dar problema a început de unde o să avem noi infrastructura de pe o oră pe alta, de pe o zi pe alta. Ce o să facem? Șoferii sunt angajați la Siletina. Cum îi preia primăria? N-aveam postul, n-aveam organigramă. Deci sunt foarte multe lucruri. Aceeași chestie este și cu poliția locală, pot să zic. Bun, dar rămânem la Siletina. Se va întrerupe da, anul acesta? Absolut. Și atunci transportul local va absolut. Fi pentru societatea absolut, de transport absolut, local? Absolut, absolut. Da. Gratuitatea da, absolut. Respectivă de contat absolut. Doar societății să, de transport când expiră local. Și o să avem autobuz, s-a întrerupt asocierea. Felicitări pentru că răspundeți frumos și calm. Apropo că a spus că ați ridicat tonul un pic. Administrație și politică nu se face cu spume la gură, spune Ieno Boloș. Asta pentru cine vrea să mă înțeleagă. După aceea, Costel Popescu spune că sunteți inițiator al ciorbei săracului. V-ați lăudat cu asta prin ziare. Oare doi pensionari sunt săraci dacă au împreună un venit lunar de 9.900 de lei? Și Ionuș Voidă spune, cred că lui Maghiori Ur aparține ideea cu masa pentru pensionari, da. Care se dă cu venit de mai puțin de 15 milioane de lei vechi, da. Nu-i așa? Stimate domn, nici de cum nu este vorba de masa săracului, pentru că și părinții mei au muncit 42 de ani și au avut salar încât salarul lui taică-meu s-a cheltuit numai pe medicamente. Și eu cred că dacă nu eram... s-ar fi sfârșit mai devreme. Deci, aș spune și nu aș spune. Discutăm în fiecare zi despre pensiile speciale. Nu știu dacă dumneavoastră vă simțiți bine să auziți asta în fiecare zi. Chiar astăzi am auzit că domnul Tudorel Stoica o să aibă o pensie de 57.000 de lei. Tudorel Toader. Toader, scuze. Scuzați-mă. Sunt puțin și obosit. Este anormal. Deci într-o țară liberă, democrată, care a înfăruit-o printr-o revoluție, parcă nu s-a schimbat nimic. Și noi, Consiliul Local, nu putem altfel să vă sprijinim, să vă ridicăm pensiile, pentru că nu avem prin lege această competență, dar prin aceste mese calde sau pachete de două ori pe săptămână, am zis că totuși să vă stimăm și să vă respectăm munca care ați depus-o în ultimii 40 de ani. Că dumneavoastră ați construit acest oraș. Nu e electoral acest nu este electoral de niciun fel. Nu trebuie electoral. Dacă dorește lumea, nici nu o să mai candidez. De ce? Nu-i problemă. Nu din motive electorale am făcut. Absolut nu. Luca Cijolt, felicitări pentru tot ce ați făcut în mandatul de consilier. Mai mereu ați fost pentru Târgu Mureșan. Bravo, domnule Maghiori, și vă felicit că răspundeți pe înțeles și calm la toate întrebările cetățenilor. Sunteți un exemplu de așa da, sănătate și numai bine. Sunt câteva acuzații că sunt conturi false. Da. Veți candida la primărie? Cine va fi candidatul eu... un DMR la fotolul de primar? E întrebare tot de la doamna Cizma de Erzsébet și eu vă întreb așa. Până acum a fost domnul Șoș Zoltan din UDMR, care aici la agenda de Mureș a spus că ar candida în 2020 dacă UDMR Târgu Mureș și UDMR Mureș l-ar susține împreună. Ei, dumneavoastră sunteți deci, interesat de o candidatură? Trebuie să subliniez și să spun hotărât că eu nu sunt interesat de funcția de primar sau de candidatura de, pe postul de primar. Puteam să fiu, am fost și nominalizat ca și viceprimar și nu am acceptat. Eu am zis că totuși în ca și consilier pot să-mi exercit munca cu mult mai eficient, pentru că viceprimarul este de fapt un om de administrație. El execută ce hotărâm noi, cam așa este vorba. Ne dăm acordul de principiu pe niște lucruri, dânsi și în administrativ fructifică.
Ceea ce privește candidatul la postul de primar, nu am cunoștințe că UDMR ar fi desemnat pe cineva. N-a desemnat pe nimeni? V-ar interesa pe dumneavoastră? Nu, nu, sincer nu. Este un oraș foarte greu. Deci aici, ca și primar, nu cred. Nu v-ar interesa pentru că se vorbește deja de ani buni că ar dori anul viitor să candideze prietenul dumneavoastră. Acum am aflat Cine? Că e prietenul dumneavoastră. Cine? Domnul Claudiu Maior. Și n-are nicio legătură. Ce să-i facă? A, nu-i chiar așa. Deci îmi concurez și nevasta în familie, nu? Nu, nu, nu. Deci nu vă interesează o candidatură pentru fotoliul de primar? Nu. Dar în ceea ce îl privește pe Șoș Zoltan, credeți că ar fi de bun augur o reluare a candidaturii domniei sale de acum 3 ani? Eu nu pot să dau cu părerea pentru că nu sunt analist puteți politic. Puteți să vă dați cu părerea că sunteți colegul deci, păi sunt colegul ei, dar decizia eu cred că se ia la alt nivel și în alte împrejurări. Nu pot să... Asta ar fi ca și l-aș anunța ca și posibil sau viitor candidat. Nu. Fără acordul din strâng, n-am cum. Dar domnia s-a arătat interesat. Vrea să candideze. Da, dacă cele două organizații, și ajungem la ceva dacă ajungem acolo, la început, că trebuie cele două organizații, dacă s-ar pune de acord, e un conflict real între cele două organizații? Pentru că noi, ca ziariști, tot auzim. Care? UDMR Târgu Mureș, UDMR Mureș, Voj Levente, Peter Ferenc. Nu, se vehiculează multe. Nu este chiar așa. Dacă nu ne arătăm la față, asta nu înseamnă că nu suntem prieteni sau nu lucrăm, conlucrăm, nu, nici de cum. Deci domnul Voștenta este în Parlament la București, domnul Peter Ferenț este atât de ocupat de nu știu de cap, deci ce să spun. Și dar noi lucrăm, fiecare își face treaba, încercăm. Ați spus deja că Târgu Mureșul e un oraș greu, dar Costel Popescu insistă și vrea să-i spuneți de ce dificil. Nu vă interesează primăria? Vă e teamă de DNA? Mie nu, în niciun caz. Că nu vă interesează fotul de primar. Nu, la mine este verificabil. DNA poate să vină și la consiliu. Verificabil la... totul. Eu muncesc pentru bani, întrețin familia, am credit la Banca Transilvania, divizia pentru medici, tot istoricul meu se poate verifica. Nu mă duc la schiat, ei, maxim. Asta e un lucru rău? Păi nu, era un snob. Nu, era modă. Domnul doctor. Am muncit și sâmbătă. Am ascuns la suflet, pe bune. Nu credeți-mă, nu am muncit și sâmbătă. Schiuri. Nici eu nu pot schia, nu-mi place. Nu, nu, nu. Nu mă pot duce acolo doar să arăt că și eu sunt la schi. Când cu trebuia să învăț, a fost 85, acea iarnă cruntă de minus 42 de grade și a rămas din viața mea. Dar nu, este o rușine. Bun. În schimb, le știu pe altele. Era la început o întrebare, noi suntem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Da. Era o întrebare pe care în mod intenționat am lăsat-o, printre ați vorbit deja, dar mă interesează, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie principalele 5 priorități ale municipiului Târgu Mureș? Proiecte, puteam să vă mai spun nu de proiecte. Nu proiecte, că eu m-am săturat nu, de proiecte. Ce am, că ce am finalizat? Am vorbit, domnul doctor, am vorbit despre treceri de bietoni cu lumini. Da, ca să vadă da, lumea, este prevăzut, este nu prevăzut. E făcut. O să vedeți că o să fie văzut. Tot e proiect. Care sunt prioritățile? Domnul Giurgea, știți ce probleme întâmpinăm? De exemplu, direcția tehnică ca să spargi o stradă. Deci, sunt convenții sau discuții de 5 ani care se poartă. De exemplu, strada 8 martie. De ce nu s-a putut repara? Nu că n-a vrut domn primar sau că, nu știu, UDMR-ul sau nu știu cine. Nu e adevărat. Pentru că din motive tehnice, deci gazmetanul, firmă care a instalat branșamentul nou de gaz, nu s-a onorat de contract. Nu puteam să vin peste o firmă la care i s-a plătit acei bani ca să remodeleze strada, să venim noi cu să asfaltăm. V-am înțeles asta, dar spuneți-mi prioritățile care ar trebui să fie pentru orașul acesta. Sunteți consilier în primul mandat, dar sunteți târgu mureșan de atâția ani. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Până vă gândiți, mai citesc două postări. Zsigmond Dimola spune așa, e greu în orașul acesta, dacă faci e o problemă, dacă nu faci e altă problemă, ar trebui să fim uniți și să facem ceva pentru orașul nostru. Blanca Sos, vă doresc mult succes în continuare în activitatea pe care este o depuneți. Dacă spui multe lucruri, poate pe unii jignești și la unii le complace. Haideți că aici vă place ceva, spune ce? Ianoș Vaida. Nu mai tocați degeaba pe Moghiorur. Este om și el are prieteni, este și un doctor foarte bun. Are proiecte interesante, felicitări și suntem alături de el mereu. Domnule Moghiori, vă doresc la cât mai multe inițiative bune pentru oraș. Dar să fiți viceprimar, cum e domnul Mocoi, v-ar interesa? Întreabă Costel Popescu.
Mulțumesc, doamna Cizmad Iergebet. Îmi spune că emisiunea e foarte frumoasă și dumneavoastră sunteți simpatic. Da, prioritățile, nu viceprimarul, prioritățile, v-ați gândit la ele, 5. Prioritățile? Eu aș ridica în primul standardul educațional. Deci, lipsește cu desăvârșire școlile profesionale. Deci, deja nu mai știi că este o școală, nu de mult am aflat că liceul Gheorghe Marinescu nu mai este vocațional, este teoretic. Deci, liceul Gheorghe Marinescu a fost steaua producției de asistenți medicali de înaltă competență. De înaltă competență, nu crescuți într-o clasă la liceul Miu cu filială din Arad. Și atunci nu veneau suedezii să spună, uite, diploma făcută în 6 luni. Este teoretic. Deci medicina nu se face prin teorie. Absolut. Adică se face prin teorie, dar cu multă practică. Cu multă practică, absolut. Ca și dascălii de la liceul absolut, pedagogic. Absolut. Era... Necesită foarte multă practică. Nici medicina nu se poate la seral. Deci aici ar trebui puțin la nivelul educațional umblat puțin, la rețeaua școlară iarăși. Nu știu ce școli, ce licee s-ar putea comasa, că tot parcă ne veșterim și dispar liceele. Nu mai avem liceul tehnologic, economic, nu economic, de chimie, scuzați-mă. A fost comasat cu cel forestier, imediat nu mai avem nici sculptor de lemn, nici chimiști. Imediat nu mai avem pe nimeni. Deci este un oraș aproape în tranzit. Aici tranzitează studenții. Am încercat și asta prin construirea unui bloc ANL ca să retenționăm pe medicii stagiari. Dar nu-i de ajuns. Ce mi-a spus până acum nu sunt priorități din punct de vedere al administrației locale. Prioritățile? Neapărat. Că țin de alții. Prioritățile? Cele ce mi le-ați enumerat până acum. Da, știți cum este. Orașul din banii. Știți cum este. Omul sărac. Eu privesc orașul nostru din punct de vedere a veniturilor la bugetul local, un oraș sărac. Asta e adevărul. Noi cu bani puțin încercăm să facem. Pare că-s bani mulți, dar trebuie văzut bugetul orașului Cluj, orașului Oradea, să nu vorbim de altele, București, Brașov și așa mai departe. Ca și omul sărac. Are 10 lei, dacă își cumpără ulei, nu mai are de făină. Și dacă își cumpără făină, nu mai are din ce să-și plătească telefonul și tot se învârte. Deci încercăm prioritățile. Asta este că totdeauna din bugetul ce ne stă la dispoziție încercăm să astupăm niște găuri. Deci nu este o politică economică, de relansare economică națională, ca să știm că ce punem la punct. Și soluția? Scurt, că am terminat. Soluția? Nu știu. Taxe mai mari? Fonduri europene? Taxe mari mai la locuitor? La locuitor? Nu neapărat, nu aia salvează, nu. Regândirea totală. Dar am zis că asta trebuie să vină de la centru. În primul rând, să ne dea mână liberă. Puteam să vă spun și de grădina zoologică, ce s-a întâmplat acolo. N-am vorbit de acel subiect cu grădina zoologică, lăsăm pe altă dată, cu bine. Tot platoul. Puteam să spun că e foarte interesant și acolo toată lumea, că unde sunt lemnele și că cine a tăiat. Grădina zoologică datează din 62, pe bază unei hotărâri de Consiliul de Ministri, hotărâre de guvern. A fost personal, m-am întâlnit cu domnul ministru care a fost la fața locului săptămâna trecută, vineri, și problema este că... O închidem, nu? Nu. Închidem zonă, închidem platou, închidem tot și plecăm. A venit vizită că este foarte simpatic domnul ministru și vrea să ne ajute. Este numai procedura, trebuie ceva terminat, ce s-a început. Mulțumesc tare mult pentru prezență. O să mai avem ocazia probabil să discutăm. Să sperăm. Am încă două comentarii înainte de a ieși. Atât de tare ați luat la întrebări că parcă ar fi președintele țării. De ce întrebați de 5 ori aceleași întrebări? Renunțați la banii pentru presă și la concerte, dacă nu sunt bani, spune în final domnul Popescu. Probabil că din banii pentru presă s-ar face parcarea în centrul orașului. Sau alte. Din presă? Pentru presă. Pentru presă, nu. Banii cred. De publicitate. Nu cred. Domnul Popescu trebuie să vadă, deci când se votează aceste
hotărâri sau materiale, cât se alocă pentru presă, pentru protocol. Totuși suntem un oraș civilizat și vrem să ridicăm. Trebuie să ținem anumite legături cu alte orașe înfrățite sau să avem și noi niște zile în care să ne recreăm, să ne bucurăm că existăm. Și dacă discutăm de acele concerte pe gratis, să știți că de obicei sponsorii sunt cei care plătesc pe acei artiști care ne cântă. Restul noi le dăm eventual o cazare, dar chiar și cazările și mesele... E o altă discuție. Da. Poate venim cu hârtiile pe masă la un moment dat. Mulțumesc pentru oricum, prezență. Vă mulțumesc și eu. Dragi privitori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați stat în fața calculatorului, în fața telefonului, ne-ați urmărit, ați scris foarte mult. Puteți continua să o faceți pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe agenda de mureș.ro. Miercuri, sper că vom vorbi despre învățământ. Mâine primesc răspunsul de la inspectorul școlar. Dacă nu, vă voi anunța mâine cu cine vom avea întâlnire miercuri. Încă aștept de la dumneavoastră sugestii și sfaturi pentru întâlnirile viitoare. Ne revedem miercuri, numai bine!